Dacă miercuri în județul Mehedinți au fost înregistrate 6 cazuri de carantinați, astăzi numărul acestora s-a triplat. În ceea ce privește persoanele aflate în izolare la domiciliu, în județul nostru numărul înregistrat depășește 200. În acest moment, în județul Mehedinți, avem 211 persoane izolate la domiciliu, 22 persoane în carantină și 51 persoane care în ultimele 24 de ore au ieșit din izolarea la domiciliu. Până în prezent, în județul Mehedinți, nu avem nicio persoană diagnosticată cu noul coronavirus.